Bărbat de 62 de ani din municipiul Salău a fost găsit duminică mort în casă. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit de pompieri care au intrat în casă printr-un geam de la bucătărie. Detașamentul de pompieri Salău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolis-Uman județului Sălaș a fost solicitat să intervină ieri după masă pentru a debloca ușa unui apartament dintr-un imobil de pe strada Păcii din Salău. Locatarii unui imobil, îngrijorați că nu și-au mai văzut vecinul de câteva zile, au apelat numărul unic de urgență 112, chemând în sprijin pompierii. Pompierii militari ajunși la fața locului au intervenit cu ajutorul scării culisabile, intrând prin geamul de la bucătărie. Însă, din păcate, au găsit victima decedată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 62 de ani.